tuturor și bine v-am găsit pe foarte multă vreme la un nou episod de din Minecraft Dinosaur Planet. Eu sunt Terex și înainte de a începe acest episod, vă ajut ca foarte să apăsați butonul de like dacă vă place seria și mă susțineți. Suntem aici în minunata noastră lume preistorică care nu conține încă nicio creatură preistorică, dar în curând va conține. Ia să vedem ce avem noi aici. O, oh, sticlă. Exact ce ne trebuia nouă. Ca să terminăm această minunată căsuță care e de fapt un dreptun cu un triunghi. Că atâta știe Terex să facă Minecraft un dreptun cu un triunghi. Uh, de fapt și în viața de zi cu zi tot așa ceva lucrez într-un triunghi cu un dreptunghi. De fapt într-un dreptunghi cu un triunghi. <laughs> să nu facem aluzie, eu nu trăiesc în acoperiș, eu trăiesc în uh, dreptunghi ăla. Ok, casa arată foarte bine și parcă e decorată frumos cu geamul ăsta, textura asta e grozavă frate, o iubesc. Hai să mâncăm și puțină cărniță ca să ne începem în ziua. Frate, ușa asta arată excelent. Uite, are și o coroniță frumoasă pe ea. Cine a făcut textura asta merită noastră... <hie> Băi, ești nebun. O venit Moș Crăciun, mă. A venit Moș Crăciun mai devreme în Pădana sau Planet. Aici timpul decurge mult mai repede, așa că Moșul a venit mai devreme. Și avea așa și doi omuleți de zăpadă, făcuți de mine așa, fiindcă eram plictisit și n-aveam ce face. Și aveam și multe pumpkin -uri. Și m-am gândit să fac așa frumos niște omuleți de zăpadă. Eu uite ce frumos e aici, frate, cu uh, pf, zi. zi. cuferele astea aici, drăguți. Ia conțin ceva. O, aparent carbune și un craniu. Evident, toate astea au fost minate de mine, dar și a venit moșcrăciun. <laughs> aici avem niște red sand, ok. Ce asta? U, avem clay, avem zi, loot. Avem loot de mai multă nați, aici. U, broken ancient helmet și niște fosile. Mai multe fosile. Holy shit, câte fosile sunt aici, dude. Ok, ai orange stained clay. Ok, foarte multe tipuri de clay. Ok, am verificat toate astea. Mă întrebare în pomul să o fi ceva. A, nu, acolo nu e nimic. Ala e doar de decor. Arată mult mai bine bradul așa. Mi-a dat ceva în comentarii o sugestie. Și ca să pun cesturi în pom, fiindcă arată foarte bine și individul chiar nu s-a înșelat, chiar arată foarte bine. Și mulțumesc pentru sugestie. Altfel, bradul nostru ar fi arătat decât ca un copac gras și ciudat. Bun. Hai să trecem la chestiile mai importante. Uip, lag. Uh, să punem fosilele astea undeva. Pentru ce pui, Hai să punem și astea pe aici pe undeva. Uite, asta e o chestie importantă, frate. Broken Ancient Helmet. E o casca pe care o pui în cap dacă o repari. Dar nu mai știu cum naiba să repară. Mi se pare că ai nevoie de o carte și de un crafting table sau de o foaie și un crafting table. Asta n-am să o mai pun, o pun aici. Ce asta? Dirt. Ok, punem asta pe mod, ne aranjăm ne puțin inventarul carbunele asta aici. Avem și lem la noi în caz de urgență. Avem mai multă sticlă. Holy și ce fac cu atâta sticlă? Punem asta aici. Să oprim producția de sticlă. Uh, vreau să merg să fac o foaie de hârtie. Să văd că uh, cum să facea chestia aia? Uh, stai, unde am pus eu sugar cane? Iarbă, peste tot. Trebuie să scap de iarba asta într-o zi. Fiindcă, nu știu, mă enervează, mă ne mă la privire așa. Op. Uh, cred că am pus pe este sugar cane odată. N-am pus sugar cane aici? Frate, eu mai mult ca sigur am pus sugar cane undeva. Opa, floarea soarelui. Floarea soarelui, raza soarelui. M-a apucat cântatul la ora asta, n-am ce face. Ups. Am picat ca uh, Unde n am pus? Sunt sută la mie, sigur că am pus de sugar cane pe undeva. Vedeți ceva sugar nu? Bă, cred că au venit hoții și mi l-au furat. Nu e niciun pic de sugar cane pe aici. Știu că era o, o, apă pe aici pe undeva și am pus sugar cane pânia. Ok, aici e apă, dar nu e sugar cane. Aici e apă, dar nu e sugar cane. Bă, păi atunci va trebui să plantăm niște sugar cane, fiindcă avem nevoie de uh, pagini. Avem nevoie de pagini albe ca să scriem istoria. Uh, bine, ia să ne că avem sugar cane în primul și în primul rând. Sugar cane, nu te avem aici 12 bucățele. Dostul uh, destul, de, uh, destul de suficiente, să zicem așa trei pagini și pe astea nu, hai să le plantăm. Haide. Ok. Nu știu ce ar mai ține stiftul sau ceva, trebuie să schimb statura Și restul o să le plantăm pe aici pe undeva. Undeva în apropierea casei. La o parte iar, vă la o parte din calea mea, nu vezi ca am mă grăbesc. să pierd tramvaiul. Ce naiba e lag? Ok. O, pun asta aici. Așa. Oh, sugar cane, atât parcă înghețat. Cine asta? Asta e. asta e grevel. Ea, curăț La o parte. De câte ori n-am multe o sufocată grevel. Punem și aici. Dăm asta la o parte și punem și aici. Dăm și asta la o parte și punem și aici. Și cred că ajunge. Una, una două, trei. Fierar. Pune și acolo. Gata. Avem uh, fermă de sugar și să facem noapte. Fierar să fie. Ok, o să mergem, ne curcăm foarte repede, dar nu înainte de a face acel ancient crafting table sau ceva de gen, nu mai știu cum se numește. Așa, facem crafting table și cu crafting table și cu o foiță dintre asta. Nu așa să facem. Par avea nevoie de o fosilă? Așa, ia să dăm, fosile, pune mai avem niște fosile, trebuie să mai fie niște fosile pe aici undeva. Uite aici și aici. Și dacă nu, am, piei am piei de vacă <coughs> în care pot să fac o carte asta. Să făcea cu fosilă, cu ceva, asta sigur, nu? Asta nu. Asta nu. Știu că să făcea într-un fel anume, un fel de crafting table ăsta care repara chestii. Știi? Facem o carte, asta se poate să făcea cu carte. Nici cu carte nu s-a făcea. Dacă o să făcea... Oh, Dinopedia, ok, avem o Dinopedia. Și nu avem niciun ok, nici așa nu se face. Fie să fie, cum să facea frate chestia, nu mai mi-aduc aminte. Punem astea la loc, pune și cartea acolo, crafting table ăsta. Habar n-am o să țin la mine, cine știe când ai nevoie de un crafting table? Niciodată nu știe când ai nevoie de un crafting table. alea am lăsat ușa deschisă, nu cu colindători. Zic de acum că nu primesc cu hai să ne culcăm. Era o chestia asta pe care făceai uh, un fel de crafting table care para... Uh, în trase și alte chestii. Dar nu știu cum să facem. O, oh, uite, avem aici un analyzer. O să avem nevoie de el chiar acum. O să-l pun aici la ușă. Bun, ia să analizăm ceva. Hai să, hai să începem să analizăm fosile. Uh, biofossils. Uite, asta trebuie să le analizăm în primul rând, fiindcă asta ne dau dinozauri. Up. Bine, hai să le punem toate așa grămadă. Po, asta face lumina, și nebun. Nu știam cum face lumina și ne trebuie și un Cultivate Am nevoie de o găleată uh, N-am mai Iron Oh, uite am aici Iron, perfect Mai am pe Iron? Da Am aici niște Cactus Green O să am nevoie de niște sticlă, pe care o am uh, Găleată cu apă, trebuie bucăți de Iron Oh, perfect, am și găleata cu apă De când cu update-ul ăsta la fost în Archeology mod, Primești mai multe chestii înapoi acum De la cultivate ul stricat Ceea ce mi se pare destul de tare Ok, o să avem nevoie de o dată cu apă. O să avem nevoie de o dată cu apă. Azi vedem cum merge analizarea noastră. Am găsit niște sand și niște baumil. ei, Yay! Exact ce trebuie ca să creăm dinozauri. Pe naiba! Ok, hai să luăm niște apă de aici. Perfect, avem și apa. Putem să ne facem un cultivate, fiindcă primul cultivate pe care l-am făcut eu sau cultivator sau cum ne-a merg S-a stricat, a dat fail, am pus planta aia în el acolo, am pus o plantă în el și a dat fail. Și mi-a stricat toate socotelile. Așa, asta vine aici și cu sticluța pe lângă. Perfect. Alele, avem Cultivate. Pe care o să-l punem pe partea cealaltă. Uite și asta face lumea, dude. Bowmill și Sand. Cele mai comune iteme pe care poate să ți le dea o fosilă. Oh, aparent avem nevoie de încă o pentru laptic Unde e Oh, wait, what? O, oh, stai, nu mi-a luat galeata. Mi-a luat tapa din galeata. Bine. O să punem o galeata aici. Și o să mergem cu cealaltă. Să luăm niște lapte de la văcuțele noastre. Merge și cu carne și cu alte chestii, dar e mai economic, să zic așa, cu lapte. Fiindcă laptele procur foarte ușor, frate. Și cred că în episodul ăsta trebuie să facem o fermă, o fermă de legume, fiindcă nu prea avem. Baumil și sen, baumil și sen, baumil și sen. Băi, ești nebun, numai baumil și sen. Ia uite, mai mult baumil. Bă, în ritmul ăsta o să ne creștem grădina foarte repede. Dirt, sand, mai mult baumil, excelent. Hai să mai vedem ce fosile mai avem pe aici. Biofosil ăsta. Și cu. A, nu, astea o să avem nevoie de ele. Le păstrez acolo. A, alt, alte tipuri de fosile nu mai avem. Și, evident, sand. O să pun astea aici și cam atât. Va să mergem să contăm fosile cât de curând, fraților. Mai întâi de toate, hai să ne facem o fermă. Deși avem nevoie de... lasă o pe -aia acolo. Ne trebuie o ca să luăm apă. să facem și o săpăligă dacă tot suntem aici. Ok, facem niște bețișoare. Cred că aveam bețe pe undeva, dar la... nu mai am de... Uh, stai că nu am piatră. Ok, nu avem piatră. Cobblestone, asta e cobblestone, perfect. Totul arată de înghițat. Mi se face frică mă. Că mă joc Minecraft Dinosaur. Time to farm. Ok, time to farm, băieți. Perfect. Avem două să avem și de rezervă. Uh, putem să mergem să ne apucăm de treabă. Hai, spune că mi-a dat o fosilă, măcar una. Uh, ok. Coal. Semințe. Oh, fos, fossilized. Cretaceous seeds. Asta mi, se, asta mi se pare că poți să le plantez Și asta? Sand, evident că sand. Bun, hai să punem chestia asta aici, fică avem două. și puneti nevoie și că la înapoi, dar lasă acolo. O să am nevoie de un cest. Bă, dacă tot a venit moșul și ne-a adus cesturile astea, o mulțime de cesturi, hai să luăm un cest dintre asta. Nu ca ca să supăra nimeni, nu? Ok, a dat Îl punem frumos în casă, lângă celălalt. Celălalt, celălalt. Celălalt să punem corect mulți pronunță celălalt, de fapt pronunță celălalt și scrie celălalt cu T. O greșeală gramaticală foarte, foarte comună. Bun, punem toate astea acolo, perfect. Și hai să ne punem pe treabă. Asta merge bine aici? Da, apare merge foarte bine. Până terminăm noi ferma, dracovenia o să fie gata. Unde să facem noi ferma, e întrebarea oamenilor? Unde să facem noi o fermă? O fermă de legume, o fermă de wheat. Uite, mai adun și niște uh, vegetație, niște semințe așa în felul ăsta. Hai să o facem aici că tot avem terenul ăsta deschis. Asta o să fie doar așa o fermă de început, nu o să fie o fermă permanentă. <coughs> deci, 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 deci. La o parte, la o parte, la o parte, o uh, parte. artistul în acțiune. Uh, mi se pare că apa udă câte patru blocuri, astea am luat apă. Nu pot să-ți dai ajutor. Bun, punem apa aici. Și acum trebuie să fac Ia selam. 1 2 3 4 așa. 1 2 3 4 așa. Stai. 1 2 3 4 E. Trebuie să o stricăm pe asta... Ah e. 1 2 3 4 1 2 3 4. Și acum restul așa, frumos, drăguț. Pare ce complicație să fac o fermă. Mai trebuie și la țară, trebuie să știu chestiile astea. Da, credentul Minecraft e mult mai ușor, dai cu uh, sapa așa și aleluia, s-a făcut pământul bundă, uh, cum se bundă plantat. Noi acum arăm, suntem fermieri de fermieri mafioți. Bun, hai să luăm niște semințe, avem deja șase. Tu ce faci? Ok, deja jumătate, perfect. Uh, ia să se semințe. Bun, uite, mai avem aici o grămadă de semințe. asta aici și asta aici. Bă, și hai să plantăm. Va trebui să pun niște torțe de jur împrejur, să aibă lumina plantele să crească. Plantele au nevoie de lumină, fie artificială sau naturală. Nu acolo. T Așa. Ok, și acum hai să începem să plantăm. Tam, 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 tam. Ok, plantăm toate astea. Nu pot să merg drept, ce naiba? <laughs> Bă, frate, știu că în viața reală nu pot să merg drept și nici nu prea ale drept, așa că vine vorba de alergat în linie dreaptă. Dar nici în Minecraft nu pot să merg drept. Asta e prea de tot. Bun. Ignorăm greșelile din viața de zi cu zi. Și trecem la acțiunea adevărată în Minecraft. Ups. Ok. Arată totul foarte bine. Bun, și acum hai să creștem câteva. Ce am făcut mai nenea, mă? Aoleu. Ups, n-am vrut să fac asta. Ok, așa. Creștem buruienile astea ca să le mâncăm mai târziu. Dar fac ca să le dăm la vaci. Perfect. Să sperăm că avem destul de că să mulțim făcuțele, fiindcă trebuie să mulțim făcuțele, frate, avem nevoie de mâncărică. Și cu moile în versiunea de 1.7.10 nu dă carne, avem nevoie de oi, de găini, uh, nu, avem nevoie de găini și de vaci și de purcei. Dar purcei mai, mai rar, e, mai greu îi mulțești pentru că ai nevoie de morcovi și eu n-am Ok, avem o bucăți de uit. Oh, eu te mă, sunt steluțe de gheață, ești ne ăsta, e inimioare de gheață. Ok, a de experiența încoa. uite avem doi puii, drăguții, uite ce drăguții Ui, Într-o zi o să fiți mașa să vă mănânc toți Am nevoie de o vacă totuși O să iau un pui de-asta cu mine, asem. O să iau un pui, holy shit, nu, 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 nu toată lumea Bine, bine, ce radă de vaci nebune Ok, pui asta trebuie să-l scoat afară Haide, nu mai vrei? Uite-o Holy crap Ok, poate vaca o să vrea să vină cu mine te invit cu mine, haide, vreau să te aduc acasă, tu vei fi dorii sa mea, hai. Hau, hau, În hau, înapoi, înapoi. Înapoi nebunelor. Ok. Oh, uite, aparent duce Jax pe casă, va ca asta știe ce vrea. Hai, sus pe scări, sus pe mișca, mișcă. nici o lunta, nici o lună de miere, hai. Nici în el nimic, treci în casă. Haide, vino pe mine. A, ah, știu că asta vrei, haide, știu că o vrei. Vino să o iei, haide, Așa. Tu ești viitoarea mea, tu ești nevastă mea. O, avem copăcel Avem un copăcel fosilizat preistoric și nu mă abundă habar n ce să fac cu el. Mai dăm niște lapte. Punem aici să fie asta mereu plin. Vă uh, va să merg să mine niște fosile deocamdată. Mi-a mirosit bomilu, Da. Uh, ia să vedem. Vreau să mai arunc niște chestii aici, cum ar fi asta, asta și asta. Uh, o să pun și asta totuși și dirt-ul ăsta acolo. Cred că trebuia să țin cobblestone la mine. Pentru orice eventualitate. Și... Asta e dirt, asta e sand, ok. Bun, ia să -am, am niște bombil pe aici. Ok, am bombil. Bun. Vreau să cresc copacul ăsta. Date te așa de pe acolo, Poate îl sparge, e grijă. Că te fac tocăniță. ok, o să plantez copacul asta aici. Ok, arată interesant, arată ca un palmier. Ia de să încep să văd dacă îl crește. Holy crap! Băi, ești nebun, cât de mare! Băi, ești prost! Că ne-am să fie ceva genul copacel, cam cât prăpădea de ulița asta, brad. e uriaș, de unde, cât casa? Ia stai așa, cum se vede la distanță, mai la distanță așa? De unde, cât casa, ești nebun? Wow, asta da copac, frate. O să facem un parc interesant, avem nevoie de mai mulți dintre ăștia. Mă gândesc că dacă îl tai, să pice sapling-uri din el. Nu știu, mi-e frică să fac așa ceva. Dacă tai de geaba, zic mai bine să las așa și mai repede iau din fosile, știi? Ia asta că mai avem un sapling de asta pe undeva. Știu că l-am pus eu pe aici pe undeva asta, de unde n-ai bai? Uh, ce asta? Blue orchide. Uh, uite, avem niște oase, putem să le facem bone meal. Cred că am pus în cu celălalt. Da, uite-l aici. Perfect. Uite, ce e interesant e copăcelul ăla. Eu nu mă așteptam să fie atât de mișto. Bine. Doris, uh, eu cât timp doar tu rămâi de pază, da? Am încredere în tine. Are o față ceva de gen, da, 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 bine, lasă-mă în pace că sunt obosită, nu știu ce. Terex has just earned an achievement. Și nu mai vă mai departe de live bad. Ok, ok. Ce, vrei să ieși afară? Tu te împui, mei fan de mâncare, tu. Ești nevastă mea. Stai numai la ușă, vrei să ieși afară. te că bine că nu poți să ușa. Frate, copacul ăsta e gigantic la ador. Ok. Oh, 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 wait, what? Stai, ce? Tu unde-i sapling-ul Asta e un sapling, uite, vedeți? Stai, ce, copacul asta copacul asta face sapling-ul sau chelește? Ok. Cred că chelește. Chelește, adică nu știu își leapă de frunzele sau ceva de gen, știi, cum cum care la copac frunze, toamna, frate, asta e o textură de iarnă, de Crăciun, dar nu credeam că asta afecteze modul ăsta. Cred că sunt eu paranoic sau habar nu am. Dar tot e ul ăla aici, a văzut și voi, vă? era un sapling de copac dintr ăsta, de brad dintr-o ăsta. Na, asta e de asta cât semințe ai pe aici. Ok. Sper să nu se nimic rău cu copacelul meu cel nou. Ferma văd că a început să prospere și văd că pare să fie zăpadă pe um, grâu. Ceea ce înseamnă că, da, e iarnă. Dar eu cultiv grâu și crește și iarna, fiind am o mână de uh, grădinar foarte expert. Copacul o fac, asta e mișto de tot, frate. Chiar îmi place, la ador. Cum se numește? Ceva sepli, nu mai știu cum. Ce? Ah, e lac și mă enervează. Ia să cum se numește asta? Pa paleograph sapling, ok, avem un paleograph, avem un paleograph tree, ceva de genul. Avem un palmier. Da, zic că a venit momentul să închei și acest episod aici, oameni buni, fiindcă a trecut deja 20 de minute și nu mai știu ce să mai fac mai departe. Probabil că o să merg eu chemara la minat și o să caut fosile. Sau o să mergem în camera în episodul următor să căutăm fosile pentru a crea primul nostru dinozaur, fiindcă am de gând să creez un dinozaur în episodul următor. Sau cât de curând posibil, habar nu. Vedem ce o să ne rezerve viitorul. Până atunci, oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. papa. pa! Doris, spune pa la lume! A, nu vrei? Ok, o să zic și pentru Doris. Pa, pa, oameni buni!